vrea să scriu cu propria mână ceva despre colega mea. Mi-e greu un portret să-l fac, mă întreb chiar de va fi pe plac. Urmează sceneta portretul colegii de bancă, în care veți vedea că nu este ușor să caracterizezi pe cineva. Au primit ca temă la limba română să facă fiecare un scurt portret literar al colegului de bancă. Portret fizic și sufletesc. Cum arată și ce fede om ești. Cele două colegi de bancă, Victorița și Dana, s-au așternut pe treabă. Citește, te rog, mor de curiozitate să văd ce scrie despre mine. Dar pe urmă îmi citești și tu, nu-i așa? Se înțelege, zi. Dar nu te superi. Cum o să mă supăr? Pe onoarea ta? Sper. Ascultă. Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Așa și este. Zi mai departe tu. Mor de curiozitate să văd cum aveți tu. Ea este o fată bondoacă. Cum? Sunt eu bondoacă? Dar ce, vrei să zici că nu? Așa se toți copiii, bondoaca. Asta-i scornit-o tu. Știi ce-i mie de bondoacă? Și ce să pun? Durdulie? Nu, să nu pun durdulie. Dar ce, rotofeie? Nu, să nu pun rotofeie. Scrie... Îndesată, grăsană, crede-mă, cât mai bine e bondoacă. Nu. Scrie așa, ia slăbit 2 kg și 300 de grame. Nu se vede, zău tu, nu se vede! Ba se vede, dacă vrei să lăși rochițele. Dar ce, eu fac portretul rochițelor. Da, știi, sunt curioasă să văd ce scrie mai departe. Păi să-și citesc, am scris așa, colega mea are o față lătăreață. Cum lătăreață? Dar cum, îngustă? Uită-te în oglindă. Mai are un nas borcanat și urechi măricele. Asta e tot. Da, bine, uite ce am scris eu. Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Așa și este. Este o lungană. Cum? Așa am scris, dar acum adaug. Și eu celănoasă și eu deșirată, cu un nas ca o trompă de elefant. Da? Tu faci și comparații? Bine, păi crezi că eu nu pot să scriu în loc de are urechi măricele, are urechi ca niște foi de varză murată și bărbia scuțită ca un vârf de pantof. Îți convine? Îmi convine. Uite, scriu și eu. Are degete ca niște topuri de plută și o strungăreață între dinți ca dunurile la porțile de fier. Da, ca la mine. Poftim, unde vezi tu la mine porțile de fier? Și tu unde vezi la mine vază murată? Ștergi ciolănoasă și deșirată? Dacă ștergi și tu vază murată. Șterge-te mai întâi. Ba tu. Nu vrei. Bine, nu vrei? Las că te aranjez eu. Din punct de vedere suflete... Ce mai vrei să scriu? O să scriu că ești o egoistă. Și eu n-am să scriu că norul de română scrii la matematică și copiez temele. Și eu n-am să scriu că ai fugit de la ultima oră ca să te fotografiezi a la minut. Și tu unde ai prefăcut bolnavă pentru că nu ai învățat poezia pentru serbare? Aș fi tu în stare să scrii asta? Dacă scrii că am fugit de la oră. Nu scriu, dar nici tu de copia temele. Și n-o să scrii nici de fotografie? Nu, dacă ștergi că n-am învățat poezia pentru serbare. Dar ștergi și tu că am dat sub borcanat și fața lătăreață? Și cum să scriu? Știu. Potrivit. Și despre față? Potrivită. Și despre ochi? Potrivit. Bine, șterg, dar scrii și tu la fel? Păi, ca pe vorbă. Uite. Să-și citesc compunerea mea. Colega mea, Victorița, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul, gura, ochii potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este o fată foarte potrivită. Iată declararea mea. Colega mea, Dana, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul potrivit, gura este potrivită, părul și ochii sunt potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este fată foarte potrivită. Cum veți exclama? Nu există nicio deosebire între ele? Oh, ba da! Și încă multe, din punct de vedere fizic. Victorița are în plus 3 virgule. În schimb, din punct de vedere sufletesc, e mai bogată Dana. 2 puncte și o pată de cernarul max. Bravo! Bravo. Bravo.